Salutare, bă băieți, și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de FIFA 24, bă băieți, sau FC 24, cum este acum. Astăzi vom încerca primul transfer. O să luăm în considerare niște potențiale transferuri pe care le-a lăsat un abonat în comentarii și ne vom juca câteva meciuri. Așa că va fi un videoclip destul de interesant, dar înainte să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să-mi dai și un follow pe Instagram, @mariogramu. Iar acum, haideți să trecem la cariera noastră aici cu FCSB. În momentul de față, hai să uităm puțin pe tabel. Suntem pe primul loc în acest turneu de presezon. Vedeți, avem aici grupă cu Sparta Rotterdam, Kasiupen, nu știu ce echipă asta, cu Zurich, Caen și noi. Vedeți, conducem grupa cu 3 puncte, iar astăzi vom avea un meci cu Sparta Rotterdam. Pe lista de transferuri îl avem pe Xobot, un jucător liber de contract, dar am văzut acum ceva interesant, că avem mai multe variante, bă băieți. Așa că haideți să dăm o geană pe aici, să vedem ce variantă mai avea pe atac, să dăm scout. Uitați, aici o variantă destul de bună la Muntari, care la fel e liber de contract. Haideți să vedem mai în detaliu. Otele, căruia i-am dat scout deja. Dăm și acest jucător de la Rapid. Și cred că atât momentan. Hai să încercăm și pe Luis Munteanu. Bun, băiatul care a lăsat comentariul, adică Șeptarul 777, ne-a spus să încercăm să aducem pe David Killy de la Faru. Hai să vedem care este situația sa în momentul de față. Care, din păcate, nu există în FIFA, deci ne-a dat țeapă Șeptarul. A, de fapt, cred că a vrut să zic că David Kiki, care, sincer, n-avem nevoie de BLB, deci nu o să facem acest transfer. Și ne-a mai spus de Lewis de la City. Hai să vedem. Cred că costă prea mulți bani și nu o să avem bani, sincer. CDM? Nu, nu e CDM, stați așa că până îl găsim în cava și gura voastră. Căutați-mi eu de curiozitate pe internet și nu mai știu, costa vreo 20 de milioane, ceva de genul, adică extrem de mult, deci probabil nu avem bani să-l aducem, dar nici nu-l găsesc momentan. Cred că mai bine pun acolo direct să căutăm la City. Hai să vedem, dăm reset. Bun, este RB acesta, deci eu nu știu ce e cu Șeptarul, că mi-a dat numai fundaș să cumpăr, nu știu de unde a înțeles el că avem nevoie de fundaș. Da, e un jucător interesant, hai să încercăm să dăm scout, dar atâta vă zic că o să coste extrem de mulți bani și nu avem cum să-l luăm, din păcate, dar hai că o să vedem și hai să vedem la cine mai dăm noi scout acolo ca să avem și rezultatul poate după meci. Da, în rest sunt jucători destul de bătrâni, deci nu prea avem ce să luăm de pe aici, așa că haide să trecem la meci, bă băieți, că v-am zis, avem un meci cu Sparta Rotterdam și nu uitați să lăsați în comentarii în continuare tot felul de sugestii, de transferuri sau chestii de genul și hai să vedem, mamă, dați cam obosiți, bă băieți, bă, jucătorii noștri. Bun, și am început partida, bă băieți, cei de la Rotterdam vor avea lovitura de start, așa că haideți să vedem ce vom face în această partidă. Am primit sfatul să pun numai faze de-astea așa mai importante, așa că asta voi face, deci revenim la fazele importante din această partidă. Bun, Coman a recuperat aici, hai să vedem ce va face. Ah, a pierdut balonul, mă. Doamne, ce am făcut, bă, mi-am bătut joc de faza asta, chat. Doamne, ce gol am putut să ne luăm, dar haideți că ne revenim în forță, să sperăm. Ne-am mai luat un gol, bă. Bă, ce bă asta, bă, jucătorilor, vă plătesc degeaba, dați drumul la picioare. Încă un gol luat, bă. Ce se întâmplă, chat, ce se întâmplă, esteți nebuni, ne conduce Sparta Rotterdam cu 3-0, hai să vedem, să vină golurile alea puternice ale noastre. Sincer, la începutul partidei mă gândeam că, mamă, să vezi ce-i dominăm pe ăștia de la Sparta Rotterdam, că nu e mare echipă, dar de unde, că ne conduc cu 3-0. Încă o șansă nebună, bă, dar cine domină, bă, băieții de la Sparta Rotterdam? Coman, Coman, Coman pentru Păluță, gol! 3-1, haideți că se poate să ne revenim. Hai să vedem, haideți mai repede pe ei, băieți, pe ei, pe ei, pe ei, pe ei. Hai cu 3-3 măcar. Dacă intrăm la pauză cu 3-2 ar fi bine.
Bun, lovitură liberă aici pentru Sparta Rotterdam. Să sperăm că nu vor ajunge la poarta noastră. Ia, dau direct pe poartă. Ok, fază nebună. Bun, și hai că am replicat aici cu Enghezana. Apără Turnovanu faza asta, perfect. Nu. Și este penalti! Ce s-a întâmplat? De ce este penalti? Bun, și Turnovanu trebuie să apere și nu apără. Se aruncă pe partea dreaptă, iar jucătorul de la Sparta Rotterdam a șutat pe stânga. Iar Sparta Rotterdam acum conduce cu 4-1 partida cu FCSB. Să vedem, reușim să ne revenim sau pierdem această partidă. Băluță! Aproape de gol! Aproape să aducă scorul la 4-2. Bun, și avem corner. Hai să vedem ce reușim să facem în această fază. Începem scurt. Înapoi pentru Coman. Coman cu centrarea. Dar niciun jucător la FCSB acolo, din păcate. Și Sparta Rotterdam vine cu al 5-lea gol și ne cam umilesc băieții de la Sparta Rotterdam în momentul de față. Davi Popescu în care șutează și bără! Nu cred ce ghinion pentru Davi Popescu. Și începem partida, haideți să vedem, 5-1 pentru Sparta Rotterdam. Oare ne revenim sau pierdem în continuare acest duel? Băluță în care șutează și apără, dar în continuare înscrie 5-2. Hai să vedem, încă 3 goluri să ajungem la egalitate. Vor veni și primele schimbări, haideți să vedem ce mai adăugăm, nu prea mai avem viteză, jucătorii sunt foarte obosiți și îl vom băga pe Luis Felipe, atacant, în locul lui Băluță, iar în locul lui Șut va intra Ovidiu Popescu, în locul lui Coman îl vom băga pe Misculescu și facem schimb cu Tavi Popescu, în locul lui Babal Hasan o să intre Alexandru și în momentul de față asta va fi formula care ne va aduce victoria, să sperăm. Primul meci de când suntem manager cu Luis Felipe pe teren. Să sperăm că va avea o prestație foarte bună. Și Ovidiu Popescu acum în care nu face nimic, din păcate, apără Oliș, portarul celor de la Sparta Rotterdam. Luis Felipe cu un șut, apără Oliș din nou. Sparta Rotterdam salvată pentru a treia sau a patra oară în această partidă de către portarul Oliș. Și Sparta Praga în careul nostru și șutează la poartă și marchează 6-2. Cea mai mare umilință luată de către FCSB în această partidă, din păcate. Nu știm ce se întâmplă cu jucătorii, însă să sperăm că de la următoarea etapă își vor reveni. Sparta Praga din nou pe atac aici, concentrare în care apără Turnovanu, avem portar. Și hai să vedem corner pentru cei de la Sparta, care este și ultima fază din această partidă, cel mai probabil. Iar partida se încheie cu 6-2 pentru cei de la Sparta Rotterdam. O umilință pentru cei de la FCSB această partidă, dar să sperăm că își vor reveni. Haideți să vedem ce reușim să mai schimbăm, ce jucători mai cumpărăm, că este o problemă foarte mare cu această partidă. Am primit un mesaj că cel mai bine am schimbat planul de antrenament pentru Darius Solaru, așa că o să încercăm să dăm o geană. Am primit o ofertă de transfer pentru Darius Solaru în schimbul sumei de 4.300.000, însă nu voi vrea să îl vând, așa că refuzăm oferta. Voi aștepta să încercăm să-l vindem în iarnă pe bani mai frumoși, așa că ne continuăm aici cariera. A plecat și primul jucător, din păcate Toma pleacă împrumut la Sepsi pentru un sezon. Să sperăm că o să evolueze, având în vedere că are doar 16 ani, îi urăm tot binele și să sperăm că se întoarce un jucător mult mai complet decât este în momentul de față. Și ne-au mai venit niște rapoarte pe Luis Munteanu și pe Otele, hai să le urmărim, să vedem cam cum stăm cu jucătorii. Otele ar valora undeva la 1.600.000, iar Luis Munteanu undeva la 2.700.000. Nu știu dacă se încadrează în bugetul nostru, însă haideți să adăugăm în Transfer Hub să vedem cum va fi situația. Problema este că Luis Munteanu este împrumut, deci acest transfer cade automat.
Deci mai așteptăm câteva statistici de la ceilalți jucători pe care îi urmărim. Mai avem aici și pe Osman Bucari, haideți să vedem care este situația și cu el liber de contract. V-am zis, ținta mea ar fi să semnăm niște jucători liberi de contract pe partea de atac. Din păcate, jucătorii sunt extrem de obosiți, așa că va trebui să facem câteva schimbări înainte de acest match. În locul lui Băluță o să ne jucăm cu Luis Felipe, Popescu o să rămână titular, în locul lui Olaru îl băgăm pe Rada Slavescu, în locul lui Șut o să ne jucăm cu Alexandru, în locul lui Înghezanea ne vom juca cu Chiricheș pe care l-am pus la vânzare, poate după această partidă vom mai sta pe gânduri, îl băgăm și pe Antui în locul lui Pantea, iar aceasta va fi formula de start pentru următoarea partidă. Partidă cu Caen, care au 6 puncte și noi 3 puncte, deci trebuie neapărat să aducem victoria acasă. Să sperăm că nu o să-i dezamăgim pe fanii noștri după ultima etapă în care am primit o mare umilință. Așa că începe partida, haideți să le urăm succes jucătorilor noștri. Luis Felipe în care șutează în blocaj, din păcate. O centrare în care eu, dar Chiricheș este acolo la treaba sa. Luis Felipe aici pentru Rada Slavescu, intră în care Rada Slavescu șutează și apără portarul celor de la Caen, un șut iar de la Luis Felipe, dar în blocaj, iar Lisandru pierde aici balonul. Un start foarte bun al celor de la FCSB. Și vine răspunsul celor de la Caen cu un șut din afara careului, puțin pe lângă poartă. Tavi Popescu spre Rada Slavescu, dar nu ajunge la această minge. Bun, și Caen aici pe atac, aproape de careul nostru, pasează spre centru și vine un șut, dar este blocat de către Chiricheș. Momentan o partidă destul de bună făcută de către Chiricheș, posibil să rămână la echipă totuși. Și este lovitură liberă pentru Caen, aproape de poarta noastră, iar Târnăvanu își face treaba și salvează această minge. Tavi Popescu în centru pentru Luis Felipe, dar un șut foarte slab care a fost și deviat de către un jucător de la Caen. Avem aici un corner bătut scurt înapoi pentru Tavi Popescu, centrare în careu, dar Luis Felipe n-a ajunge la acest balon. Iar Lisandru vine cu un șut din afara careului, un șut destul de bun, puțin pe lângă poartă. Nu se compară deloc partida aceasta cu ultima partidă cu cei de la Sparta Rotterdam. Și Babal Hasan se duce singur spre poartă, încearcă pasa pentru Rada Slavescu, dar nu ajunge balonul la acesta, din păcate, probabil Babal Hasan mai bine șuta la poartă direct. Și să vedem acum răspunsul celor de la Caen, care sunt aici pe atac în careul celor de la FCSB, dar Chiricheș este acolo la locul său. Bun corner pentru cei de la Caen, au bătut scurt și haideți să vedem ce se întâmplă. Bun, va fi lovitură liberă din păcate. Destul de proastă poziția, deci probabil FCSB va scăpa destul de ușor din această situație. Tavi Popescu pentru Rada Slavescu! Apără portarul celor de la Caen din nou. Ce meci pentru Rada Slavescu! Un meci foarte bun și pentru Luis Felipe și pentru toți jucătorii celor de la FCSB. Se vede o foarte mare diferență față de ultima partidă. Bun, și Luis Felipe acum în care cu un șut apără portarul celor de la Caen din nou. Bun, corner scurt bătut de către cei de la FCSB. Centrare în careu către Rada Slavescu. Bun, Alexandru în careu. Nu are prea multe opțiuni, trimite înapoi spre Tavi Popescu, care probabil vine cu centrarea. A încercat o pasă către Luis Felipe. Bun, corner, iar bătut scurt, iar Rada Slavescu în careu, dar nu ajunge Chiricheș la acea minge. Daua acum pierde balonul, iar Caen se îndreaptă pe un contraatac destul de promițător. Bun, și s-a terminat prima repriză din această partidă. Scorul a rămas 0-0 din păcate, dar FCSB are șanse foarte mari să câștige partida. Îl vom schimba pe Popescu, îl vom băga pe Băluță, chiar dacă nu este chiar așa de odihnit sau nu. Mai bine îl băgăm pe Coman și facem un schimb cu Miculescu, iar în locul lui Babal Hasan va intra Ovidiu Popescu și așa vom continua această partidă momentan.
Popescu pentru Luis Felipe, dar nu ajunge la acest balon, din păcate. Iar Caen aici cu un șut, dar apără Târnovanu, avem portar în continuare. Oa, mă, un șut foarte aproape de poarta lui Târnovanu, noroc că au dat peste. Lixandru intră în careu și încearcă pasa pentru Luis Felipe, dar minge ajunge la Mandrea, portarul celor de la Caen. Bun, FCSB-ul bate scurt cornerul, Coman aici cu o centrare către careu și Miculescu nu ajunge din păcate la acest balon. Foarte multe ocazii pentru noi, doar că nu reușim să marcăm din păcate, dar să sperăm că acest lucru se va schimba în următoarele 20 de minute și aducem victoria acasă. Bun, Luis Felipe acum în careu, încearcă pasa pentru Radaslavescu, dar nu ajunge acest balon la acesta din păcate. Bun, Coman pasă pentru Ovidiu Popescu, care pierde mingea în careu, dar oricum era offside din păcate. Mai multă atenție pentru Ovidiu Popescu. Coman în careu pentru Radaslavescu, șut și apără portarul, dar vine Miculescu și marchează 1-0 pentru noi. În sfârșit vine golul, după 7-8 ocazii am reușit să marcăm. Haideți să revedem faza, vedeți pasa lui Coman pentru Radaslavescu, șutul Radaslavescu care a fost apărat și Miculescu aici, care își face treaba de minune și marchează. Iar acum va trebui să tragem de scor. Miculescu o pasă pentru Luis Felipe, foarte bună, dar este offside din păcate la această fază. Ce fază bună! FCSB putea să marcheze pentru 2-0. Iar cei de la Caen șutează și marchează, din păcate acolo au scăpat pe contraatac. Ce situație, marchează în minutul 89, bă băieți, bă. Apără Târnovanu și această fază, este minutul 89, aproape 90, iar Caen are aici corner. Bună pasă, foarte bună pentru Luis Felipe, primită de la Coman. Luis Felipe apără portarul de la Caen, din păcate. Iar partida se încheie 1-1, din nefericire pentru FCSB, nici acum nu au reușit să aducă victoria acasă. După umilința de 6-2 cu Sparta, Rotterdam fac egal cu Caen, iar turneul pentru ei s-a terminat din nefericire. Iar acum va trebui să ne focusăm pe începutul campionatului, pentru că pe data de 15 iulie vom avea meci cu Poli Iași. Bun, a venit raportul și pentru Muntarii, care valorează undeva la 850.000 în momentul de față și vom mai aștepta puțin. Și probabil va veni primul transfer al nostru ca manager. În următorul episod vom juca primul meci din acest sezon cu Poli Iași. Deci până atunci aștept să scrieți în comentarii cât mai multe sugestii de transferuri și așa mai departe. Dacă v-a plăcut clipul, nu ezitați să apăsați pe butonul de like, subscribe și să-mi dați un follow pe Instagram @mariogramă. Iar eu am fost Tanchiu și ne vom revedea mâine la un nou episod. Baftă!